Sunt Iulian, sunt medic stomatolog în cadrul clinicii Smile Dent Team. Ceea ce fac eu aproape în totalitatea timpului meu este estetica dentară, ce anume fațetele dentare. Mai fac și parte de coroane dacă e necesar, dacă implică estetică. Mai facem și lucrări micuțe pe implanturi, dar toate acestea cu scopul ca omului să îi redăm ceea ce a pierdut sau ceea ce nu a avut niciodată, anume emoțiile pe care le-a pierdut cândva din cauza că nu mai are dinți. Am un background medical, din moment ce părinții mei sunt medici, am avut bunici care au fost în acest domeniu, mătuși, medici și așa mai departe, deci suntem o familie de medici, majoritatea dintre ei fac medicină generală, câțiva dintre noi cumva ne-am ocolit și ne-am separat de ei și am făcut stomatologie. Am făcut facultatea la Iași și liceul am făcut la Iași, deci cam am stat 10 ani în România. Am lucrat la facultate, după asta și în Moldova. Am ajuns la Smile Dent pentru că știam că este o clinică care are ultimele dotări în tehnologie. Deci când am venit aici, mi-am dat seama că am tot ce îmi doresc ca să pot realiza ceea ce aveam în cap. Ceea ce trăiesc aici, ceea ce văd aici, nu cred că se mai întâmplă undeva, pentru că suntem foarte mulți oameni. Suntem o echipă mare, avem clinici atât în Moldova cât și în România, avem filiale la Iași și la București. Datorită tehnologiei, noi avem cumva o cale mai scurtă în care noi utilizăm un soft care face designul 2D, iar acel design 2D cuprinde galerii de dinți naturali. Asta este cel mai minunat. Un tehnician nu poate reda totalmente o morfologie naturală a dinților. Noi utilizăm un soft care a scanat mii de dinți, iar din acei dinți a făcut niște galerii. Tu îi dai în acel soft niște parametri, iar în acei parametri el îți arată câteva 3, 4, 5 sau mai multe tipuri de dinți care s-ar plia pe acel model. Eu răspund de biologie și de planificare. Eu răspund de partea că acele fațete să fie integrate biologic, deci să nu avem inflamație gingivală, să avem țesuturi dentare dure cât mai multe, să rămânem cât mai mult în smalț, adică în primul strat a dintelui, astfel știm că rezultatul va fi de pe termen lung. Zâmbetul nostru este un factor cheie în ceea ce ține experiența noastră socială și cum interacționăm cu ceilalți. Cea mai mare provocare a unui medic stomatolog este să înțeleagă pacientul. În start, să înțelegi acest om este pacientul tău sau tu ești medicul lui, noi suntem echipa lui sau el ar putea să-și găsească pe cineva care ar putea să-l ajute. Majoritatea oamenilor până la urmă preferă sinceritatea, de aceea noi utilizăm cumva protocoale digitale, anume vorbind de Smile Design, în care pacientului putem arăta din start ceea ce îi putem oferi. Odată ce ai înțeles pacientul și știi că ești cu el pe aceeași lungime de undă, atunci vei avea un rezultat pe care îl dorește și el și pe care îl dorești și tu. Atunci când ai un design 2D, tu poți să-i arăți din start pacientului cam ce galerie de dinți i-ar sta lui, i s-ar potrivi. El stă cu tine și alege și el forma de dinți pe care dorește. Dizagismul e așa un concept cumva derivat din ceea ce au spus cândva Hipocrate și anume au făcut 4 tipuri de caractere: flegmatic, holeric, sanguinic și melancolic. În artă s-au făcut tipologii de cum ar trebui să arate tablourile pentru aceste tipuri de oameni și în stomatologie la fel s-au văzut că în funcție de caracter există un anumit tip de dinți care are dinții mai pătrați, mai dreptunghiular, mai oval în funcție de forma dinților, adică cumva își exprimă caracterul pacientului. Este o chestie care ne ghidează în alegerea dinților, dar nu putem să ne axăm doar pe ea. Deci cel mai bine când ai mai multe metode, combini ca să obții rezultat. Dacă aș fi absolvit liceul ieri și să știu ce implică astăzi stomatologia, mi-aș alege la fel din nou. E mai grea parte de facultate acei 6 ani care am făcut în România, dar ca feeling și ceea ce simți în stomatologie este ceva de nedescris.